Ministrul Muncii a anunțat modificări importante în sistemul de pensii. Vârsta de pensionare va crește pentru toți românii. Ministrul Muncii a făcut un anunț important după ce s-a întâlnit cu reprezentanții Comisiei Europene. A fost convenită o creștere treptată a vârstei de pensionare pentru toți românii. Acest acord vine ca rezultat al negocierilor intense și al eforturilor depuse pentru a alinia sistemul de pensii din România la standardele europene. Ministrul Muncii a anunțat că pe lângă creșterea treptată a vârstei de pensionare, s-a convenit și eliminarea unor pensii speciale. În plus, sistemul de calcul al pensiilor va fi modificat, astfel încât acestea vor fi raportate la întreaga perioadă de muncă, nu doar la ultimii ani în care salariile sunt mai mari. Marius Budăi a mai precizat că a primit dispoziții ca până miercuri să fie scrise toate amendamentele, astfel încât să poată fi depuse joi în parlament. Ministerul Muncii schimbări importante asupra reformei pensiilor. Astăzi am prezentat celor doi lideri ai coaliției, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul și președintele PNL Nicolae Ciucă, concluziile în urma discuțiilor avute cu specialiștii Comisiei Europene pe diferite niveluri de decizie, de la tehnic până la director și comisari pe ceea ce se întâmplă în special cu pensiile din sistemul public și cu indemnizațiile și pensiile stabilite și plătite în baza unor legi speciale. Raportul Băncii Mondiale, după amendamentele depuse la Senat și aprobate și trecute de Senat, au avut parte de un studiu de impact realizat de Banca Mondială care a fost trimis anterior vizitei mele la Bruxelles către Comisia Europeană și s-a discutat pe baza acelui impact, a spus Luni, Ministrul Muncii. Marius Budăi a subliniat că au fost rezolvate deja mai multe aspecte importante în ceea ce privește reforma sistemului de pensii. Printre acestea se numără reajustarea procentului aferent bazei de calcul, plafonarea veniturilor pentru a evita depășirea nivelului salariilor în calculul pensiilor, eliminarea perioadelor asimilate și introducerea supraimpozitării. Toate aceste măsuri au fost apreciate și convenite cu Comisia Europeană pentru a asigura implementarea fără probleme a Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR. Vârsta de pensionare va crește treptat în România. În continuare, Ministrul Muncii a prezentat principiile și criteriile stabilite în colaborare cu Comisia Europeană. Creșterea treptată a vârstei de pensionare, în conformitate cu sistemul public de pensii, până la vârsta 65 de ani. Astfel, fiecare om care lucrează în România va trebui să fie echivalent, să nu fie deosebiri între cei care lucrează în anumite sisteme și cei care lucrează în sistemul public de pensii și vor avea o vârstă de pensionare până la vârsta 65 de ani, așa cum este prevăzută gradual și în legea din sistemul public de pensii. De asemenea, drepturile de pensii vor fi calculate prin creșterea treptată a perioadei de contribuție, așa cum este prevăzut în sistemul public, astfel încât la finalul acestei perioade să se ajungă treptat, astfel încât raportarea să fie făcută la întreaga perioadă. Deci nu vor mai fi alese anumite perioade din interiorul a ceea ce au contribuit, ci va fi raportat la întreaga perioadă, a punctat ministrul Marius Budăi. Acesta a mai menționat că un alt principiu important constă în creșterea treptată a vechimii necesare în specialitate pentru categoriile care nu aveau deja această raportare. În proiectul inițial, a spus Budăi, s-au prevăzut anumite ajustări referitoare la stagiul minim de cotizare pentru cei care nu erau obligați de legea actuală să îi îndeplinească această condiție, potrivit NEUS-RO.